Să fie Domnul! Suntem iarăși împreună cu o parte din frați. Ceilalți sunteți alții și pe voi vă binecuvintez din casa Domnului. O mențiune specială pentru cor și cei de dimineață au cântat la fel de frumos ca voi, dar voi ați cântat o cântare nouă, cu totul nou pentru mine și potrivită pentru slujba de cina Domnului. Acum, dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să mai citesc câteva versete, câteva gânduri împărtășim din cartea Efeseni, capitolul 3, începem citirea cu versetul 14. Iată de ce zic când plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În România, rahitismul a fost eradicat cu multă vreme în urmă. Era o boală a sărăciei și a subnutriției. Și dumneavoastră arătați bine, și eu cred că mai bine ca dumneavoastră, în omul din afară, da? Dacă s-ar face o radiografie a omului din lăuntru, mă întrebam eu așa curios, ar mai fi rahitici prin adunare? Adică ar fi oameni foarte slabi și subdezvoltați? Și Apostolul Pavel avea o dorință și spunea eu mă rog Domnului ca potrivit cu bogăția sa să vă facă să vă întăriți în omul din lăuntru și să creșteți în putere. Doamne ajută-ne în aceasta! Samson era un tânăr foarte puternic, dar a dormit în brațele lui Dalila, femeia asta i-a tăiat cele 7 șuvițe. Când i-a tăiat o șuviță, Samson a devenit un pic mai slab, dar el nu știa că dormea. I-a mai tăiat încă una, și când l-a gătat de tuns, a spus, filistenii sunt deasupra ta. Și Samson a spus, am să fac altă dată. Nu știa că își pierduse puterea. Eu am comparat cele 7 șuvițe cu 7 surse de putere pe care le are creștinul. Am identificat astăzi una. Puterea îi dată și de alimentația omului. Când Iov, capitolul 18, versetul 12, spune foamea îi mănâncă puterea. Plecând de la acest gând, mi-a spus că în Sfânta Scriptură omul este comparat cu un pom. Psalmul 1, el este ca un pom. Ieremia 17:8. El este ca un pom. Matei 7:16. Prorocii cunoști după roade, comparându-i cu un pom. Matei 12:33. Ori faceți pomul bun și rodul bun, ori pomul rău și rodul rău. Deci, omul este ca un pom. Pomul are 3 părți distincte, rădăcina, tulpina și coroana. Vorbind de hrănirea pomului, ne oprim doar la rădăcină. Rădăcina are rolul de a stabiliza pomul și rădăcina are rolul de a trage seva din pământ și o trimite la bucătărie, adică la frunză, da? Gândindu-ne că noi ne hrănim prin rădăcinile acestea, am întâlnit în Sfânta Scriptură diverse rădăcini, unele care nu sunt bune și n-ar trebui să fie la un pocăit, și altele care sunt bune. Deuteronom 29:18 spune rădăcini de otravă și pelin. Ale nu sunt bune. În Evrei capitolul 12, versetul 15, să nu dea lăstarilor rădăcină de amărăciune. Asta nu e bună la un pocăit. Le mai întâlnim, le mai avem. În 1 Timotei capitolul 6, versetul 10, vorbind de rădăcina tuturor relelor, spune că asta se cheamă iubirea de bani.
Frații mei, în Romanii, capitolul 11, versetul 16, Pavel spune așa: și dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala e sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, dacă rădăcina e iubirea de bani, ramurile nu s-or chema lăcomie de avere? Dar pun o întrebare. Deci foarte important ce trage rădăcina noastră. Aici în versetul 17 spune: pentru că având rădăcina pusă în dragoste. În Coloseni, capitolul 2, versetul 7 spune: fiind înrădăcinați în El prin credință, și mai spune acolo: prin cuvântul Său. Să ne dea Domnul rădăcinile astea bune, amin? Și acum, vorbind despre hrana noastră, mă grăbesc în predicare, vorbind despre hrană, eu am venit așa ca un bucătar cu mai multe feluri de mâncare. Atenție, dar, cu ce ne hrănim? Primul fel de mâncare l-am numit eu Sfânta Scriptură. Că în Evrei, capitolul 6, versetul 5, spune: și ați gustat cuvântul cel bun. Iar Pavel spunea lui Timotei, și 4:6, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, că te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Deci primul fel de mâncare care recomandă adunării din Bistrița este Scriptura. Putem spune amin? Doamne ajută-ne! Scriptura asta abandonată, Scriptura asta colbăit în casele noastre, că trăim o explozie a tehnologiei, informațiile pătrund în casele noastre pe unde vor și nu vor, un singur clic ai nu știu ce informații, ni mai ușor să ascultăm o predică, să auzim o cântare decât să o cântăm noi. Eu nu sunt cântăreț, circul mult cu mașina, eu radio nu l-am deschis, cred că de luni de zile. Eu cânt toată noaptea, așa cum cânt eu, când singur am voie, da? Cercetăm Scriptura, că rădăcina, dacă vreți, frații mei, la pom e partea care nu se vede. Nu-i slujirea publică apreciată în adunare, e ceea ce faci tu în intimitate cu Dumnezeu. Acolo e puterea unui credincios, acolo e puterea unei familii și a unei biserici. Domnul să ne dea înțelepciune, amin? Cuvântul lui Dumnezeu, nu fac multe referiri la el, are putere în el însăși, nu pot explica, nu știu cum. Dar știu Luca 1 cu 79 sau cât, niciun cuvânt care 87 care iese din gura lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. Fraților, Scriptura asta are putere. Psalmul 33:6 spune că toate au fost făcute prin cuvântul lui. 33:9 spune: el cheamă și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Asta e puterea care o avem în Scriptură. Un om care se hrănește zilnic cu Sfânta Scriptură va fi un creștin puternic. Doamne ajută-ne! În Efeseni 5:26, cuvântul acesta ne curățește ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, prin cuvânt. În 1 Petru 1:23, că voi n-ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care poate putrezi, din una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu. Nașterea noastră e prin cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa 14:6, Ioan vedea un înger care zburea așa cu o evanghelie veșnică. Asta are veșnicia, cu asta ne întâlnim și în cer. N-ar fi bine să o citim? N-ar fi bine să o cercetăm? N-ar fi bine să o împlinim? Doamne ajută-ne! Primul fel de mâncare este Scriptura. Hai să mergem la felul 2. În Ioan capitolul 6, parcă versetul 55, Domnul spune așa: căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în el însuși și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu pot explica cum niște elemente fizice totuși, azimă și rodul viței, dau putere omului duhovnicesc, că o dau omului dinăuntru. Că în 2 Corinteni 4:16, omul de afară și omul dinăuntru. Frații mei, cina Domnului îți face mai puternic
omul duhovnicesc. Cu ceva vreme în urmă am fost la un frate în vizită, care acum nu mai este, la Vicov, la fratele Mitric. Un bătrân înalt, avea cred că 80 de ani, cu capul alb, impunător, un om deosebit. Și printre altele ne-a povestit cum s-a întors el la pocăință. Poate a mai povestit asta, printr-o minune a lui Dumnezeu. Dar luând Biblia lui, am văzut notat pe prima pagină două date. Și am spus, frate, ce reprezintă datele astea? Și el mi-a spus, data când am intrat prima dată în adunare la pocăință, mi-a spus el cu 10 de ani în urmă. Și a doua dată, și omul ăsta, o izbucnit în plâns, noi eram niște copii. Și a spus, fraților, ce am scris eu a doua dată, a fost o duminică când nu m-am împărtășit din trupul Domnului în viața mea. El și acum plângea că într-o duminică nu s-a împărtășit, ci că am avut ceva probleme. Și atunci așa mi-au fost de rușine din mine, că de multe ori trece trupul Domnului pe lângă noi. Noi aveam un frate care avea 14 copii și l-a luat băieții prin Austria, l-a dus. El era un om foarte credincios, un deosebit de bun cunoscător al Scripturii și spune, măi băieți, am venit de câteva zile la voi și mesele sunt încărcate cu nu știu câte feluri de mâncare. Băuturi de toate felurile și toate culorile, vorbesc de sucurile astea și mă pune să mănânc și mă pune să beau aici. Dar azi în adunare a fost cina Domnului și v-am urmărit. Și trecea trupul Domnului prin fața voastră și spunea, luați, mâncați, acesta este trupul meu și voi stăteați pe bancă cu capul în jos. Bucuria mea era să vă hrăniți din trupul Domnului, nu să-mi dați mâncare aici. Fraților, poate nu ne putem, eu nu pot explica cum participarea la cina Domnului, mâncând din trupul Domnului și bând din sângele Domnului, capătă putere omul din lăuntru. Eu am generalizat și am spus, părtășia cu frații e o sursă de putere. Cântarea voastră, rugăciunea voastră, aminul vostru, participarea voastră, pe mine mă face mai puternic. Participare, părtășie cu Domnul și părtășie cu frața. Citeam undeva despre rolul care îl are sângele în corpul omenesc. Nu sunt medic, n-am studiat, fratele Viorel, să nu mă judece prea tare. Dar spunea că, printre altele, sângele are rolul, în primul rând, de a elimina toxinele din organism. Pentru că în celulile noastre există o ardere. Acolo ajunge hrana, există o explozie cu oxigenul care îl duce tot sângele și în urma arderii rezultă niște reziduri, niște toxine. Așa cum motorul arde, dar ies un pic de fum, de calamin în urmă și o dăm pe eșapament. Tot așa, în celulele noastre, în urma arderii care produce energie pentru om, există, rămâne gnoi. Ori sângele are rolul acesta de a curăța trupul și a elimina toată mizeria asta, o duce la locul ei și omul de afară. O fi oare un corespondent și în sângele Domnului și în biserica Domnului? Sângele Domnului are rolul de a hrăni fiecare celulă. Milioane de celule are un om și sângele transportă hrana la fiecare atât de bine proporționată cum numai Dumnezeu putea să știe. Până și unghia are nevoie de hrană, și părul are nevoie de hrană, și creierul are nevoie de hrană, și sângele duce hrana la fiecare, specific la ce trebuie la fiecare. O a fi având un corespondent oare la cina Domnului cu sângele Domnului în trupul lui Hristos? Sângele menține temperatura corpului. De la minus 30 de grade afară la plus 20 de grade, sângele este cel care menține temperatura. Sângele are în el o armată de războinici numiți anticorpi. Și când o infecție, un microb pătrunde, o rană, o plagă pătrunde într-un om, sângele transportă batalioane de anticorpi acolo și vindecă omul. O fi având un corespondent cu sângele Domnului în trupul lui Hristos? Eu cred că are, nu?
Sângele mai are o capacitate. În anumite momente există o glandă, bine, glanda hipofizei e responsabilă cu echilibru. Dar omul are anumite momente când o glandă specială secretă adrenalina, adică o infuzie foarte mare de putere, dar pentru un scurt timp. Ați auzit vorbindu-se de adrenalina? Am văzut șoferi care au trecut printr-o primejdie cu o prezență de spirit extraordinară. Așa au fost de atenți și spune, de a-și mai încerca o dată n-aș putea. Am întâlnit oameni care au fost în primejdie și printr-un efort supranatural au reușit să scape. Eu am un frate slujitor, repara mașina, s-a rupt cricul și a căzut pe el. Și copilul lui a ridicat un pic mașina și el a ieșit de acolo. L-a pus de 10 ori, mai ridic o dată. Se spune, nu mai pot, tata. În anumite momente de pericol, omul are nevoie de o energie suplimentară. Sângele ăsta, hrana o duce la 45-50 de secunde, face circuitul. Cu o viteză de necalculat, duce puterea asta în corpul omenesc și scapă din primejde. Cineva spunea că așa e și în viața de credință. Citești buletinul de la doctor, cancer. Și atunci ai nevoie de credință. Ai nevoie de mai multă credință decât ai în mod natural, trăind în fiecare zi. Se întâmplă o problemă, ai un necaz, ai o primejde și atunci spui, Doamne, scapă-mă, Doamne, izbăvește-mă. Și în tine, pe lângă Îngerul Dumnezeu care ne ocrotesc, în tine se naște o credință foarte puternică și sângele ăsta îți duce credința cu o viteză uimitoare și te scapă de primejde. Sângele spălând toate celulele, le fac ca ele să se recunoască una pe alta. Uitați-vă la un transplant, când în trupul unui om îi introdus un organ străin, omul are tendința de a-l respinge, de aceea te o pastile, să-i scadă imunitatea. Dar celulele noastre, fiind scăldate de acela sânge, ele se recunosc una pe alta, ele nu sunt adversare une altuia. Să ai un corespondent, oare în Sfânta Scriptură, cu sângele lui Hristos, în omul nostru spiritual și în adunare? Trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Sângele ăsta e o băutură, ne hrănește trupul spiritual și sângele e o armă cu care noi luptăm împotriva vrăjmașului. Nu numai decât prin definiția aceea sânge, Domnul să te mustre, dar și asta e bună. Eu cunosc o soră, am mai povestit eu asta, fiind la Roma, ducând o viață aproape pe lângă pocăință, o a avut în fața ei, când sta în bucătărie, o apariție demonică. O ființă înspăimântătoare care a îngrozit-o și i-a spus, nu îți pot face niciun rău pentru că ai fost dusă la binecuvântare și ești purtată în rugăciune, dar mă duc și fac răul, omor pe bărbatul tău. Eu le știu numele de familie, nu-l spun aici. Și ea, văzând apariția asta, cu ultimele puteri a spus, sângele Domnului să te mustre. La care diavolul o întreabă, care sânge că tu ai? Și i-a spus exact ani de când nu te mai împărtășit. Cum poți să treacă trupul Domnului pe lângă tine? Și tu pui capul în jos că ai ceva cu păstorul, cu fratele, cu sora, cu dirijorul. Cum poți să treacă sângele Domnului pe lângă tine? Eu călătoresc în multe adunări. Nu știe întotdeauna soția mea că am luat cina, cu toată, uite, băi, a fost cina la Falcău și am luat-o acolo, da? Nici comitetul. Dar uite că diavolul știe când am luat și când am luat cina. Eu nu-mi pot explica, mă arăt neputincios, dar am întâlnit frați care au avut parte de atacuri demonice extraordinare. Foarte violenți, o spart geamuri la casă. Acum nu de mult am fost la cineva care dormea, o dormit legat cu chinți de la tir. Și a trebuit Domnul să, în urma rugăciunii, să elibereze. Ei, când am stat de vorbă cu fratele ăsta și am luat toată istoria lui, era restanțier
la împărtășania cu trupul și sângele Domnului. Un tânăr care a primit botezul în apă, azi, dar nu a făcut și cina, că la botez în apă noi avem casete și flori și certificate și multe și numai după botez în apă se pierde interes de slujire în adunare. Și frate, a făcut la o dată ulterioară cina, el nu a putut să meargă. Avea aproape 6 ani de când era botezat și niciodată nu luase cina. Astea lucruri, eram eu martor acolo, nu vă spun povești. Și atunci eu vă spun, cine mănâncă trupul meu, spunea Domnul, și cine bea sângele meu, are putere în el însuși. Doamne ajută-ne, amin? Căci trupul meu e cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Slăviți să fie Domnul! Acum, în urmă la toate acestea, slujitorii vor trece prin fața ta cu trupul și cu sângele Domnului. Ai să te împărtășești? E o putere mai mare, frate. Este o putere mai mare și eu spun amin. Haideți să mai vă dau un fel de mâncare și mă duc. În Ioan, la fântâna lui Iacov, acolo la Sihar, în Zăduful Zire, capitolul 4, versetul 32, ucenicii au adus mâncare să mănânce Domnul și el spune, am o altă mâncare pe care voi nu o știți. Și în versetul 33 se întreba, oare cine i-a adus mâncare și ce i-a fi dat de mâncare? Dar în versetul 34 Domnul spune, mâncarea mea este să fac voia Tatălui care m-a trimis și să împlinesc lucrările Lui. E felul 3 ăsta. Felul 1, Scriptura. Felul 2, părtășia cu frață la cina Domnului. Și felul 3, e voia lui Dumnezeu în viața ta. N-aș spune că e o prăjitură. Poate e o pastilă cu gust amar câteodată pentru firea noastră, dar are putere calorică extraordinar de mare. După ce te-ai hrănit cu voia lui Dumnezeu, dar nu trebuie cu resemnare, n-am ce mă face, nu. Roman 12:2 spune să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Îi plăcută întotdeauna voia lui Dumnezeu? Așa cum a lucrat Domnul cu tine și în casa ta și cu copiii tăi și cu serviciul tău, întotdeauna a fost o plăcere voia lui Dumnezeu? S-ar putea ca acea carte din când ai înghițit-o ea să fie dulce și să fie amară la urmă. Cum e cu voia lui Dumnezeu? O acceptăm în viața noastră? E foarte nutritivă mâncarea asta. Are o putere calorică extraordinară. După ce ai trecut prin necazuri, prin întristări după voia lui Dumnezeu, prin suferinți după voia lui Dumnezeu, devii foarte puternic. Pavel spunea acolo în Corinteni 12, de aceea sunt plăceri în defăimări, în bătăi, în prigoniri. Care din noi simte plăcere în defăimare? Numai un cuvânt spune de mine și ce ai avut, Domnule, cu mine? Și Pavel spune, eu simt plăcere. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Ce tare era Pavel. Înainte, în vremea lui Ceaușescu, eu și acum am pui de casă. Păi am pui scos de la cloșcă, eu am spus, parcă sunt la infanterie, Domnule. Când îți pisigar, când îți pisugar, toate găurile știu, fug prin curte, nu pot să prind unul. Odată am cumpărat niște pui de la avicola, se chemau pui de gostat. Erau așa îmbrăcați în pene, i-am dat în curte și când a început să bată vântul, îi mergeau cu spatele prin curte. Și am spus, ce vrei mă, pui de gostat? Fraților, așa e un om care n-are nicio încercare. Așa e un om care nu a trecut prin nimic, prin nicio suferință, la prima încercare se pare că nenorocirea lumii. Nu e așa, fratru. Hai să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, voia lui Dumnezeu să fie o plăcere pentru viața noastră, că asta era mâncarea Mântuitorului. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu și să ne hrănim cu voia lui Dumnezeu. Amin? Mi-aduc aminte de un sfat frățesc. Era odată mai mult, dar 12 erau mai ascultați. 10 din ei spuneau așa,
Țara pe care am iscodit-o e foarte bună. Uitați-vă aici, am adus un struguri pe o prăjină din valea ăștia. Uitați-vă, mâncați o boabă, din... e foarte bună. Numai că acolo cetățile sunt tărite și am văzut anachimii din neamul lui Anac, uriaș. Pe lângă ei și față de ei, noi eram ca niște lăcuste. Bă, și așa s-a tulburat poporul și așa au început să plângă și așa s-au îngrozit de tare, dar sare Iosua și Caleb în mijlocul lor, în Numeri, capitolul 14, versetul 9, și le spune: fraților, pe anachimii ăștia care-i vedeți, îi vom mânca. Și mi-a spus, dar ce erau canibali? Ce evrei erau canibali să mănânce? Nu, nu. Anachimii reprezentau piedicile lor. Din cauza lor nu puteau intra în Canaan. Asta înseamnă că piedicile care le avem în fața noastră, spuse că hrană pentru noi. Necazurile, eșecurile. Dar știi ce facem? Le mâncăm. Ai un necaz? Mănâncă și treci mai departe. Ai o piedică? Mănâncă și du-te mai departe. Ai o problemă, mănâncă și du-te mai departe. Eram în casă și un băiat de-a șapte nu îi dau o problemă la matematică. Dar că îi enunțul greșit, că nu ies, mama, că nu știu ce plângea acolo și nevastă o luă caietul. Băi, dacă eu nu fac problema, eu mănânc caietul ăsta. Și mi-a plăcut, domnule. Și-a făcut nevastă-mea problema. Bine, am învățat bine la școală, cred că mai bine ca mine. Băi, nu se poate. Ne oprim la primul obstacol, la primul necaz, dar nu mai putem. Nu-i așa, frață. Dumnezeu când ne-a promis mântuire, nu ne-a promis că ne scapă de orice necaz. Ba mai mult, v-am povestit odată, eram așa de amărât la servici. Aveam probleme, nu am putut să dorm noaptea. Și am tras iertarul și am spus: Doamne, nu e o practica mea. Dar atunci, dă-mi un cuvânt, Doamne, de mângâiere. Și am deschis în sertar Iacov 1 cu 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dar ce facem cu Romani, capitolul 5? Ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre. Ne bucurăm în necazurile noastre, frate. E o mâncare. Eu am vrut să vă dau ca prăjitură, dar cred că e o pastilă amară. E o pastilă amară, dar ne vindecă sufletele și primim putere. Amin? Închei predica, ca să fim disciplinați. Pavel spunea: și rog pe Domnul ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să creșteți în omul din lăuntru și să vă întăriți în putere. Una din sursa puterii îi alimentația. Atenție unde vă înfigeți rădăcinile. Da? Atenție la hrana pe care o consumați dumneavoastră. Hrăniți-vă cu Scriptura. Hrăniți-vă cu părtășia, cu trupul și sângele Domnului. Și hrăniți-vă cu voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.